Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Partidele politice se întreg acum în sondajele de opinie care pur și simplu s-au finalizat și care le dau scorul sau, dacă vreți, busola pentru pregătirea alegerilor locale care se apropie cu pași repezi. Iată că astăzi una dintre formațiunile politice nou apărute pe firmament, atât la nivel de țară cât și în Făgăraș, are deja datele sondajului efectuate cu o societate specializată. Doi reprezentanți din partea partidului ALDE, filiala Făgăraș, și vorbesc aici despre președintele Ovidiu Popa și despre consilierul local ALDE, Iancu Boieriu, sunt prezenți în studio, vor să vă prezinte ceea ce a relevat sondajul de opinie, așa cum spuneam. Mai mult, vor să vorbească și despre programul electoral pe care l-au pregătit pentru campania ce se apropie. Bună ziua, bine ați venit, domnule Ovidiu Popa, domnule Iancu Boieriu. Bună ziua, mulțumim de invitație, bună ziua telespectatorilor noastre. Am văzut că ați venit în studio foarte mândri și bine dispuși. Din ce motiv? Avem și motive, da. Am ajuns la dumneavoastră aici în studio să le explicăm oamenilor. Tocmai ieri am primit sondajul făcut în Făgăraș pe partide, pe candidați, prioritățile care le au făgărășenii. Tot absolut ce poate să spună un sondaj și noi ca partid, partidul ALDE, stăm extraordinar de bine în sondajele făgărășenilor. Pentru aia ne încântă, suntem bucuroși și chiar le mulțumim făgărășenilor că au venit alături de noi. Este foarte important să le explicăm telespectatorilor noștri că nu există formațiune politică. Nu există candidat, să zic așa, care se pregătește pentru un astfel de examen, care poate fi numit examenul vieții lui, dacă putem spune așa, care să nu știe cum se situează. Din acest motiv și formațiunea politică pe care dumneavoastră o reprezentați a vrut să afle mai multe amănunte despre modul în care vă situați, să zic așa, în preferințele electoratului. Mai mult, sunt convinsă că v-ați dorit să stabiliți și candidatul pentru alegerile locale. Tocmai ca să putem să ieșim concret în fața oamenilor, să le spunem că candidatul nostru al partidului ALDE pentru funcția de primar al Făgărașului este domnul Cătălin Cârje. Puteți să ne dați și niște procente, cum a fost situat el, cum se situează față de alte partide sau pe ce loc vă situați dumneavoastră? Dumneavoastră spuneați de sondaj și înainte pomeneați de sondajul de opinie. În primul rând, noi ne-am dorit acest sondaj de opinie pentru noi ca și oameni, ca și partid. Să vedem. Știu că mult s-a vehiculat cine o să candideze, cum o să candideze. Afișul pe care dumneavoastră l-ați postat în centru. Și am declarat și mențin declarația, da, ne-am afișat și eu și Cătălin Cârje, să vedem care stă cel mai bine în sondajele de opinie ale făgărășenilor. Făgărășenii preferă mult mai mult pe Cătălin Cârje în funcția de primar. Eu îl felicit, îi anunț cu dragă inimă. Dar de ce vă bucurați așa? N-ați fi vrut să candidați și dumneavoastră? Bă, da, nu era un obstacol pentru mine, deși eu lucrez în alt domeniu, am afacerile mele, cu siguranță trebuia să le părăsesc mai mult dacă câștigam fotole de la primărie. Dar Cătălin Cârge e un om al primăriei, a muncit foarte mult în primărie, cunoaște situația primăriei, cunoaște cu ce se mănâncă pe românește, să spun așa, și își merită postul. Vreau să prelungim puțin suspansul înainte de a discuta cu domnul Iancu Boieriu, care ne va explica așa mai în amănunt, îl voi ruga să ne explice în amănunt ce întrebări, ce subiecte au fost puse acolo în balanță în sondaj și vreau să vă întreb, ce credeți că a târnat foarte greu în realizarea acestui sondaj? Afișul din centrul orașului? Cu formațiunea, prezentarea dumneavoastră la acest cort aici în centru a ofertei electorale și a candidaților și a listei sau numele sau ceea ce ați făcut invitând toată presa, organizând conferințe de presă, prezentându-vă strategia, prezentându-vă faptul că o mare parte din echipa care a constituit toată majoritatea în Consiliul Local Făgărășan
echipă liberală a trecut alături de dumneavoastră. Tocmai asta. Nu cred, cred că și oamenii au studiat și programe și ideile noastre electorale, au studiat și cine, cum face parte, dar cel mai mult ne-a ridicat în acest scor, părerea mea, venirea celor 6 consilieri alături de noi în partidul ALDE. Majoritatea oamenilor cunosc situația. Până acum o lună de zile noi eram încă un partid foarte mic. În momentul în care s-a făcut pasul și Cătălin Cârge, viceprimarul, împreună cu toată echipa, ni s-a alăturat nou, a ridicat foarte mult, foarte mult scorul partidului și l-a adus undeva pe locul 2 în Făgăraș, ceea ce e un lucru deosebit. Nu nec, da, chiar și cortul care le spuneam noastră, le-am explicat oamenilor cine sunt. Avem un președinte de partid de la București, pe domnul Tăricianu, care stă foarte, foarte bine în opinia făgărășenilor în sondaje. Deci sunt mulți factori, dar părerea mea personală, principalul factor a fost venirea oamenilor la alegerile locale. Nu cred că discutăm de afișe, de, știu eu, de alte și alte corturi și alte din astea, discutăm de oameni. Oamenii ne cunosc, oamenii au venit lângă noi, chiar m-am bucurat, mulți oameni, vă dau un exemplu, la Cors stăteam acolo și câteva persoane zice, unde aveți sediu mâine, vreau să-mi fac adeziune acolo, vin lângă dumneavoastră. Deci un lucru îmbucurător pentru noi. Bine că a apărut acest sondaj acum, trebuie să discutăm și acest aspect, că așa este bine, că Călin Popescu-Tăriceanu este al doilea om în stat. Dânsul tocmai a fost invitat astăzi la DNA, chiar a apărut în presă faptul că doar dânsul și procurorul de caz știau acest aspect. Este vorba despre dosarul acela cu Truică și cu prințul Paul. A fost chemat la audier. Cum credeți că se va finaliza până la urmă? No, eu, este o luptă, totuși știți foarte bine că se luptă de mult ca președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu să fie îndepărtat de la conducerea acestui for deliberativ. Da, am văzut în presă, la fel ca dumneavoastră, Călin Popescu-Tăriceanu a fost invitat astăzi la DNA Brașov din calitate de martor. Nu cunosc amănunte, nu cunosc alte, eu l-am apreciat, e printre puținii oameni care a avut curajul să se bată cu Traian Băsescu, are curajul să spună, știu eu, oamenilor politici din ziua de astăzi ce nu e în regulă, ce funcționează și ce nu funcționează. Dar se va termina, nu cunosc, e strict problema dânsului. Am văzut că neînțelegerile persoanelor politice, să zic așa, cu președintele Klaus Iohannis, toate drumurile duc către DNA. Asta e o altă poveste, într-o altă discuție. Domnule Iancu Boieriu, și noastră un consilier fost PNL care ați venit la ALDE în echipă alături de viceprimarul Cătălin Cârge, alături de domnul Ovidiu Popa. Spuneți-mi despre sondaj. Da, am venit pregătit cu sondajul după ce ieri am fost la București, am primit sondajul alături de domnul viceprimar, am fost acolo și pentru a ne se transmite și interpretarea lui. Pentru că sondajul nu arată doar niște cifre, doar o numărătoare la răspunsurilor oamenilor, ci și o interpretare. Și din cauza aceasta am fost chemați să prezentăm mult mai bine cum s-a derulat până în acest moment pre-campania în Făgăraș, pentru ca interpretarea să fie cea mai corectă, în ideea în care unii candidați și-au anunțat intenția de candidatură undeva din iunie-iulie anul trecut, și aici mă refer la domnul candidat independent, domnul Sucaciu. Vă întrerup puțin. Da. Exact asta vreau să vă întreb la un moment dat. Au fost 3 candidați anul trecut pe listele PNL. Actualul primar, viceprimarul Cătălin Cârge și tot din PNL prin fuziunea cu PDL, primarul din Drăguș, Gheorghe Sucaciu, da, care între timp, vorbim și despre, da, acest lucru, a devenit independent. Doar în cadrul intern și-a anunțat candidatura domnului viceprimar, nu a ieșit public, cum a făcut-o domnul Sucaciu, care a ieșit în articole de presă spunând că dorește să candideze la primăria Făgăraș. Noi am respectat în acel moment pașii și statutul partidului din cadrul PNL. A fost o decizie la nivel național ca primarul în funcție să rămână candidat, de aceea domnul viceprimar a încercat conform statutului să încerce prin opinia majorității să obțină funcția de candidat. La presiunile care au fost, se știe, am plecat un număr foarte mare de membri din PNL. Și ca să revin la parcursul acesta de care vă spuneam vis-a-vis de cum se interpretează sondajul, exact asta am fost întrebați, când și cum fiecare dintre cei care i-am pus în lista de sondaj. Aveți întrebările?
Avem și întrebări, puteți avem și sondaj. Câteva întrebări? Aș începe atunci prima oară prin a vă spune că sondajul a fost realizat de CURS, este Centrul Urban și Regional de Sociologie din București, un institut de sondare foarte puternic și foarte credibil. S-a făcut pentru persoanele în vârstă de 18 ani și peste, cei care au drept de vot. În perioada în care s-a realizat a fost 4-11 aprilie 2016 și marja de eroare este plus minus 4,3%. Numărul de respondenți a fost în jur de 600 sau 700, dar analiza chestionarilor s-a făcut pe un număr de 500. Ni s-a explicat că sunt acele chestionare care le pun, cum ar veni, separat, unde oamenii răspund, fie din cel care chestionează își dă seama dacă omul răspunde numai pentru a scăpa de răspuns, dacă dă un răspuns într-un fel și după aceea în alt fel, înseamnă că omul răspunde dezinteresat, ca să zicem, și atunci sunt chestionare pe care nu le-au... Un lucru e cert, au fost întrebări despre partid și despre candidat. Da, au fost mult mai multe întrebări și despre cum sunt oamenii. Mulți. Da, cele mai importante. Aș începe prin a vă prezenta, că sunt și cele care la final noi o să le dăm presei. Aș începe prin a vă prezenta ce a spus și domnul președinte mai devreme vis-a-vis de personalitățile politice de la nivel național în care au încredere și pe care le cunosc făgărășenii și, într-adevăr, domnul Tăriceanu este a treia personalitate, iar din liderii actuali ai partidelor, vorbesc de liderii care sunt la nivel național la PSD, PNL, UNEPR, ALDE, dânsul este primul. Este peste domnul Dragnea sau peste cei doi copreședinți de la PNL ca încredere la populație. Se știe, a fost ca prim-ministru, poate cel mai bun prim-ministru liberal. Și aceste date o să vi le punem la dispoziție. Deci este președintele Klaus Iohannis, după care fostul premier Victor Ponta și domnul Tăriceanu, care are încredere mare la populație. O altă întrebare a fost ce părere au cetățenii despre candidații potențial la funcția de primar și aici s-a văzut un pic notorietatea fiecăruia sau nivelul de încredere a populației în candidați. Dați-mi câteva candidații nume. Au fost domnul Gheorghe Sucaciu, domnul Ion Negrilă, domnul viceprimar Cătălin Cârje, domnul Ovidiu Popa, domnul primar Sorin Munduc, domnul Ionuț Androne, domnul Postolache, domnul Cătălin Salad. A fost numele chestionate. Ordinea este aleatorie, este în funcție de răspunsuri, aici nu e un clasament. Bun, haideți să vorbim pe concret. Dați-mi pe concret procentele dumneavoastră în privința partidului și în privința candidatului. În privința partidului... Că zboară timpul și mai avem de discutat. Sigur. În privința partidului o să vă dăm și o să vă spunem și la dispoziție. Aici este bucuria de care se spunea domnul președinte. Candidații partidului ALDE partidul ALDE a devenit a doua forță politică din Făgăraș după PSD. Cunoaștem că PSD-ul este deja un partid cu tradiție și cu forță națională, este un partid mare, iar ALDE, iată că prin venirea membrilor din PNL a reușit să devină a doua forță politică. Asta, bineînțeles, înseamnă încrederea cetățenilor față de oamenii care au venit, pentru că, vedeți, noi am anunțat într-un termen relativ scurt, aproximativ 10 zile înaintea sondajului, v-am spus, sondajul a pornit în 4 aprilie, am anunțat în acea conferință de presă că dorim să venim de partea ALDE și iată că în cele 10 zile, prin expunerea noastră, nu știu, mediatică, în presă, în online, am reușit să câștigăm încrederea cetățenilor să fim a doua forță politică și avem candidații PSD, ar avea un procent de 30%, candidații ALDE în procent de 23%, iar aici e o surpriză, candidații PNL în proporție de 16%. Asta înseamnă un număr foarte redus de mandate. Mai sunt două partide care îndeplinesc pragul de a intra în Consiliul Local, ar mai fi FDGR-ul și Partida Romilor Pro Europa. Celelalte partide și cu FDGR-ul alături de candidatul independent sau candidatul independent nu a fost așezat în acest sondaj? Nu, aici vorbeam de partide. De partide. Da. Bineînțeles că FDGR-ul, candidatul fiind anunțat ca susținut de FDGR, a tras un pic și scorul FDGR-ului în sus. Exact, pentru că ține minte că în 2012 i-au avut foarte puține voturi la nivel de Făgăraș. Dar va trebui să ne uităm atenție dacă acel FDGR chiar este format din membrii FDGR sau chiar sunt foști peneliști sau pedeliști acolo care activează. Deci deci aici am discutat despre formațiunea politică, haideți să vorbim despre candidați. Despre candidați, la recomandarea sociologilor, la cei care au făcut studiul, au spus să nu dăm presei procentele. Ceea ce noi vrem să precizăm și este poate foarte important și pe noi ne-a surprins, domnul primar a căzut pe poziția a patra, în spatele celorlalți trei candidați mai puternici, iar pe interpretarea sociologică domnul viceprimar are prima șansă la ajunge primar, de aceea și între dânsul și domnul Ovidiu Popa am stabilit aseară că candidatul la primar să fie Cătălin Cârje.
Desigur, ne așteptăm la atacuri. S-au întâmplat în toate campaniile electorale asupra dânsului, deși el a fost mereu viceprimar, n-a fost candidat. Acum, în postura de candidat, cu cele mai mari șanse, probabil că va fi atacat. Sperăm totuși colegii să ducă o campanie mai pe proiecte și pe viziuni pentru dezvoltarea Făgărașului decât pe a murdări imaginea unuia dintre candidați. Aș completa doar că noi mereu am avut încredere în a-l propune pe viceprimarul Cătălin Cârje, dar am vrut să vedem totuși opinia făgărășenilor. Pentru că degeaba noi știm, este probabil cel mai bun din punct de vedere tehnic. Știe ce are de făcut pentru că a lucrat deja de 8 ani în postura de viceprimar și dânsul de mâine, de astăzi, de fapt, de mâine, din data de 5 iunie se poate apuca de treabă, se poate pune la muncă față de ceilalți candidați care ar avea nevoie de o perioadă probabil de acomodare. Mă refer la faptul că câteva luni de zile va trebui să înțeleagă cum funcționează aparatul primăriei, care sunt proiectele și care este stadiul actual al proiectelor, care sunt propunerile de proiecte și ce trebuie să facă în următoarea perioadă. De aceea, acum cu acest sondaj în fața cetățenilor, avem curajul să prezentăm exact și proiectele politice și soluțiile pe care noi, cei din ALDE, împreună cu candidatul, le avem pentru Făgărășeni. Asta am discutat despre sondaj. Domnule președinte, vreau să vă întreb dacă v-ați stabilit lista concretă de consilieri locali și dacă cei care au plecat, sau mai bine zis, au urmat acest trend de a pleca de la PNL la ALDE, se află printre primele poziții, pentru că se știe că în funcție de ecuația politică se poate accede sau nu la fotoliu de consilier local. Listele le-am finalizat, să spun, în mare. Asta nu înseamnă că nu rămân deschise și pentru a chiar am capacitat foarte mulți oameni buni, medici și oameni de afaceri. Dar care va fi ordinea? Pentru ordinea că cei care v-au urmat... Tocmai asta am vrut să spun. Deci noi la ora actuală avem lista completă de candidați pentru lista de consilieri locali, dar ordinea care va fi numărul fiecărui candidat pe listă încă nu l-am stabilit și probabil în săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână vom stabili exact punctele care stau cel mai bine ca să-i trecem în primele locuri la lista de consilieri. Câte propuneri aveți pe listă? La ora actuală, dacă ar fi să ne luăm 23 de propuneri, dar la ora actuală, dacă ar fi să luăm după sondaj, și cu siguranță am avea 6 consilieri în Consiliul Local. Tocmai asta vreau să spun. Un independent care are un procentaj, probabil în Consiliul Local o să intre unul sau niciunul sau doi consilieri, are un minus în momentul în care a ieșit primar fără o majoritate în Consiliul Local. E drept că se fac negocieri, se negociază, dar alt plus în momentul în care un primar, stabilim la ora actuală, un primar intră cu 6 consilieri în Consiliul Local, e un lucru foarte bun și foarte benefic pentru el și pentru făgărășeni. Vorbeați de 23 de persoane, domnule Iancu Boieriu, această echipă va lucra în continuare pentru proiectul pe care îl veți prezenta făgărășenilor, pentru programul electoral. În ce stadiu sunteți cu acest program? În calitate de director desemnat de colegii din ALDE, director de campanie. Am pornit deja programul de 3 zile, l-avem deja și schițat complet. Însă noi așteptăm încă în această săptămână care urmează, mai ales din acest motiv am vrut să prezentăm sondajul, că poate mulți nu aveau încredere în noi, poate mulți se fereau de faptul că domnul primar, dacă va continua să iasă în funcție, se va fi, nu știu, răzbunător sau ceva, nu dau seama, mulți oameni s-au temut să aibă încredere că venind alături de noi putem dezvolta aceste proiecte. Acum îi așteptăm alături de noi pe toți cei care au fost mai rezervați să vină să completăm, pentru că nu suntem 5, 6, 7 consilieri sau 8 sau echipa de oameni care lucrăm în spate. Poate neapărat nu reușim să acoperim poate toate obiectivele care sunt, cu idei mă refer, că cu siguranță programul nostru cuprinde 5 mari obiective. În primul rând, asta spuneam, dacă mâine am începe treaba, știm exact cum să facem și termenele, o să vedeți, o să dăm cu termene, în cât timp și ce străzi vom reasfalta, pentru că drumurile și trotuarele sunt problema principală din oraș și domnul viceprimar știe soluțiile, știe tehnic cum se face, știe procedurile legale de atribuire ale licitațiilor și pentru că mereu s-a spus despre noi că am fugit la greu aici, nu știu, este vorba care o zice că domnul președinte l-a lăsat să completeze. Să completez eu. Multă lume spune, nu multă lume, primarul actual și cei din jurul dânsului
în ultima perioadă a injectat foarte mult populația cu vorbe urâte, că au plecat fiindcă nu fug de responsabilitate, că au plecat pentru nu știu ce motiv. Nu e adevărat, dacă ei efectiv plecau au plecat din partidul respectiv, au plecat să facă treabă și tocmai asta le demonstrăm oamenilor. Cătălin Cârge e candidatul nostru la primărie. Îl susținem, avem încredere că o să iasă și pentru muncă îl punem în funcția unde este, inclusiv ceilalți colegi care au venit din și PNR. Și vom vorbi în emisiunile viitoare despre atribuțiile exacte și despre ceea ce spuneați dumneavoastră acum. Până o să-l vedeți pe candidatul Cătălin Cârge, primar al Făgărașului, mai sunt multe hopuri de trecut, domnule președinte Ovidiu Popa. Cu cine se va bate el conform acestui sondaj în campanie? Cu domnul Sucaciu și cu domnul Negrila. Deci cum îi considerați? Trei. Prima șansă o are domnul viceprimar, v-am spus considerentele. Aici nu ne pricepeam și noi, a interpretat sociologic sondajul și ni s-a spus. În moment ce ne-am dus și ne-am prezentat care au fost etapele de lucru ale fiecărui candidat până acum, noi, ALDE, am ieșit cu două variante în fața cetățenilor și am spus mereu, în funcție de sondaj vom anunța candidatul. Ceilalți și-au anunțat candidatul cu mult timp înainte, știm și candidatul da. PSD a ajuns cu bannere foarte mari. Da, da, era presă. Voie. Da, nu, deci nu conform legii. Era voie. Dar eu insist, cred că n-ați înțeles da, întrebarea mea. Până atunci, sunt de acord cu tot ceea ce îmi spuneți, de sondaje, de atribuții. Care ar fi aturile, să zic, ale lui Cătălin Cârge în fața primarului, fostului primar din Drăguș, Gheorghe Sucaciu, independent, și domnului Ion Negrilă? Aici ajungeam să vă răspund. Ceilalți au venit cu fel și fel de idei, au venit cu păreri, au venit cu... ei spun că trebuie făcut așa, că asta arată rău, că asta nu funcționează bine, dar n-au venit cu soluții. Domnul viceprimar să vină cu soluții și consider că totuși fondurile care erau alocate pe mediul rural, ca să fac o comparație de atragere de fonduri, cu fondurile alocate pe mediul urban sunt total diferite. Noi deja avem proiecte și domnul viceprimar a lucrat la ele de 6 luni de zile și urmează să fie depuse la finanțare în lunile următoare, chiar dacă în urma legilor vom ajunge sau nu să fim cei care conduc primăria din funcția de primar. Noi ne vom susține în continuare proiectele pentru că sunt proiecte pentru Făgăraș și pentru făgărășeni. Noi știm deja despre ele, asta este atul că cunoaștem. Vă spuneam, domnul viceprimar, de mâine, de astăzi, poate să intre în funcție să lucreze până la față soluții, de ceilalți. Până la soluții, da? Pentru că soluțiile până la urmă nu țin de foame sunt, cu ghilimele de rigoare. Sunt și fapte. Haideți să luăm în calcul cetatea Făgărașului, unde Cătălin, efectiv, trăind cu el și lucrând cu el împreună în primăria Făgăraș, el s-a ocupat personal, a bătut săptămânal, dacă nu zilnic, drumurile la Alba Iulia, zilnic în cetatea Făgărașului. Și vedem sala tronului, vedem toată restaurarea cetății. Eu atribui lui Cătălin Cârge realizarea. Ok, obiectiv turistic. Ce s-a întâmplat cu drumul? Că acest lucru cu șoseaua, cu drumul, majoritatea, cu conducta, cu șanțul. Majoritatea oamenilor cu siguranță cunosc situația lui Cătălin, a viceprimarului, cu actualul primar. Exact, deci unul deci, zice că n-a avut atribuții, celălalt că nu i-a luat atribuțiile. Până la urmă sunt curioasă ce o să înțeleagă lumea, pentru că votul va arăta ce a înțeles lumea din tot acest bâlci, ca să-l de acord numi așa. Cu dumneavoastră, eu cunosc chiar foarte bine când Cătălin a ieșit în stradă, a bătut cu pumnul masă, i-a amendat pe constructorii și altcineva a venit pe la spate și a periat. Nu se fac da, așa deci, ceva. Deci, apropo de asta, în campanie va trebui să veniți cu lucruri exact, concrete. Cu lucruri concrete. Da, le avem și, pregătite toate, le avem toate făcute, le avem toate pe pregătite. Pe dată, oră și chiar, document, da? Exact. Chiar pentru a înțelege oamenii. Chiar vrem să le arătăm oamenilor cum a stat situația. Într-adevăr, și aveți pretexte de toate. Mulți oameni îl condamnă pe Cătălin împreună cu actualul primar. Nu e adevărat, nu. Atâta timp când a fost armonie între ei și actualul primar i-a retras tot sprijinul și atribuțiile din aceasta, nu ai ce să faci. Ce rol a avut Uniunea PDL-ului, sau mai bine zis, faptul că PDL-ul, ca și formațiune politică, virgulă, ca și culoare, a intrat în Partidul Național Liberal? Atunci s-au tulburat apele? Dumneavoastră vedeți foarte clar, de atâta timp cât la ora actuală Partidul Național Liberal e al patrulea partid din Făgăraș, mi se pare al patrulea, dacă nu greșesc. Al treilea deocamdată, nu vreau să greșesc. Pentru că istoria acestei uniuni arată și mă repet, așa cum o mai spuneam, că din sânul Partidului Național Liberal
Inițial au plecat 3 candidați la funcția de primar al Făgărașului. Da? Cum spuneam, da, actualul primar, viceprimarul și vedeți, domnul Sucaciu. Discutăm și la ora actuală, discutăm de ALDE, Alianța Liberală. Deci domnul Călin Popescu Tăriceanu la fel a fost liberal și este și în continuare liberal. La fel colegii care au venit din Partidul Național Liberal în ALDE, în continuare un partid liberal. Până la urmă tot lupta pentru putere, domnule Iancu Boieriu, da. Cum spuneam, cei 3 candidați porniți din sânul Partidului Național Liberal, fie că au venit de la PDL, fie că au stricat apele în PNL, filia Făgăraș. Cred că mai degrabă colegii din PDL decât anunțul acestor persoane care și-au dorit să candideze la funcția de primar. O să vină răspuns într-o emisiune din partea fie a domnului viceprimar, fie a un altui coleg care cunoaște exact subiectul, cum a venit domnul Sucaciu de la Drăguș, anunțat candidat la Făgăraș. O să ascultați acea poveste. O să avem vreo surpriză după alegeri? S-ar putea să ne trezim cu o siglă în caz că s-ar întâmpla ceva cu persoana care candidează independent? Păi nu este chiar atât de independent dacă ne uităm exact cine îl susține și cine l-a propulsat și oamenii cine care susține? Sunt în spate. Spuneți. Se vede și la cortul făcut de dânsul, persoanele care au stat acolo și au influențat pe oamenii să vină să semneze. Vedem că în lista FDGR-ului se găsesc vechi membrii PNL și PDL. PDL inițial, pentru fuziune au fost la PNL, domnul Moroșanu, domnul Drăghici. Deci în spate sunt tot oameni politici, până la urmă un independent. Dacă nu era cu formațiunea aceasta în spate, putem spune că este independent. Dânsul doar de 2 zile și-a dat demisia, dacă nu greșesc, din funcția de primar, deci până acum nu știu cât de independent a fost, dacă și-a păstrat poziția de primar până acum când și-a anunțat efectiv demisia. Nu aș vrea să discutăm prea mult despre acest lucru, probabil că o să se discute în următoarea săptămână și aceste aspecte. Noi chiar am vrut să arătăm făgărășilor să le mulțumim pentru încrederea acordată că ne-au susținut. Și în calitate de director de campanie o să rog candidații ceilalți, cel puțin, nu știu, în fața televiziunilor sau presa, o să rog să creeze facilitatea de a avea un challenge, să zic așa, un duel politic aici în studiourile dumneavoastră între candidatul ALDE, mă refer la domnul viceprimar, și ceilalți candidați, oricare dorește să vină să discute concret pe subiecte, pe proiecte, pe vedeți, idei. Vedeți, dumneavoastră nu puteți forța acest lucru, e doar cu dorința reciprocă. Noi avem o experiență și din campaniile trecute, când de foarte multe ori nu s-a dorit acest lucru, deși noi am invitat, pentru că așa e frumos, în momentul în care cineva face afirmații, trebuie și argumentate. Cetățenii ar alege cu mult mai multă ușurință în momentul în care stau cel puțin primii 3 candidați din Făgăraș să stea împreună la o emisiune. Cred că lumea ar fi foarte interesată să vadă ideile fiecăruia, dacă ceea ce spune este cu adevărat real ce vrea să investească, dacă într-adevăr își asumă ceea ce spun, nu doar, dacă discutăm doar de discursuri politice, cu siguranță lumea o să fie bulversată. Cum vă spuneam, trebuie să accepte, dar pe final de emisiune, din partea amândurora, vreau o părere. Nu cred că nu vă gândiți și la confortul, cu ghilimele de rigoare, viitor în Consiliul Local, în funcție de ceea ce discutam mai înainte, în funcție de imaginea care s-ar putea contura privind candidatura la primărie. De confort nu putem discuta deocamdată, de alianțe, ce confort avem sau cum o să fie. Către cine sunteți mai apropiați în acest moment? Către domnul Cătălin Cârjă, la ora actuală ținem foarte mult să-l scoatem. Mi-e foarte greu să cred și că mergeți chiar așa de unii singuri. Chiar. Da, în afară de două forțe destul de mari ale pensionarilor, suntem partidul ALDE, mergem singuri. Toată lumea cunoaște Partida Romilor, o să meargă singuri. Exact asta vreau să vă spun, la fiecare campanie electorală din ultimii ani, romii au avut un aport decisiv pe voturile anumitor formațiuni politice. Iată că în acest an, domnule Iancu Boieriu, se întâmplă următorul lucru. Astăzi și-a anunțat candidatura la primărie președintele Partidei Romilor Pro Europa, domnul Ionuț Androne. Cât vă strică calculele acest lucru? Nu ne strică calculele. Vedeți că și în sondaj noi l-am trecut separat tocmai pentru a evalua
puterea pe candidați, dar și pe formațiune politică. Într-adevăr, și v-am și spus, se pare că în acest format ei vor intra în Consiliul Local, cel puțin cu un mandat de consilier, ceea ce este foarte bine, pentru că noi avem în programul nostru de campanie și proiecte sociale și este foarte bine să aibă ei un reprezentant, să nu se mai lase manipulați cum au fost până acum de formațiunile politice și de fel și fel de promisiuni sau pachete sau nu știu cu ce se umbla prin zonele sărace. Păi nu, că s-a schimbat și legea, dar și acum va fi foarte dur ce se va întâmpla. Deci noi salutăm această inițiativă, apare. Iar sondajul ne dă încredere că putem să facem totul singuri până la capăt. Noi am dorit încheierea unor alianțe, a fost și Partidul Social Democrat care a solicitat să facem o alianță pentru Făgăraș, deși ne-au mai făcut pași așa cum am discutat, iar în momentul de față cred că fiecare formațiune va merge pe puterile proprii, iar încrederea noastră, sondajul care l-am pe masă, ne dă că putem să realizăm acest lucru. Domnule Ovidiu Popa, foarte scurt, pe final de emisiune, la ce bătălie vă așteptați? Pentru că acest sondaj, vă dați seama, e logic, într-o competiție stârnește mari controverse. Ce credeți că va ieși la iveală în privința candidatului? Atâta timp cât ești mic, cu siguranță nimeni nu te bagă în seamă. În momentul în care ai crescut, problemele încep să apară și ne așteptăm din partea celorlalți candidați, celorlalte partide politice să arunce cu noroi, să discute, să facă mai ales asupra lucrătării. Vă temeți că pot veni și fapte concrete, documente? Sau? Chiar ne-am bucurat să le vedem pe masă. Mai prefer să discutăm pe un document dacă e corect sau nu e corect decât să discutăm pe intoxicarea care deja s-a început să iasă pe piața din Făgăraș, o intoxicare efectiv fără nicio realitate, nu stă în picioare. E rezolvată incompatibilitatea? Incompatibilitatea, da. Cătălin împreună cu avocații au contestat o instanță. Instanța va decide cine are dreptate. Poate să dureze procesul și 3 ani, nu? Poate să dureze și 4 ani și 3 ani. Poate să se termine și mai repede. Aia nu cred că e o problemă, incompatibilitatea lui. Cu alte cuvinte, iată că nu le-a reușit. Ce vreți să spuneți? Păi, tocmai asta e. Deci, dumneavoastră probabil v-a dat și mulți telespectatori și-au dat seama de problema care a avut-o Cătălin Cârge cu capitolul incompatibilitate. Dânsul e verificat din 2013, acum înainte cu 2 săptămâni de a se lansa în campania electorală, a scos-o pe piață. Nu e logic, nu e corect, nu e cinstit. Mergem înainte. Am vrut doar să completez ceea ce vă spuneam mai devreme, ceea ce ne-au întrebat și ce zic de interpretarea sociologică, pentru că a fost și acest moment care a venit chiar înainte de lansarea sondajului. Și au fost toate celelalte acțiuni ale celorlalți candidați de promovare a dânșilor, corecte, legale, nu zice nimeni, doar că spuneam că i-au derulat de aproximativ o lună de zile fiecare. Și iată că noi cu aceste probleme care au apărut, inclusiv cu incompatibilitatea domnului viceprimar, cu toate celelalte acțiuni făcute de ceilalți, stăm foarte bine. Asta ne mulțumește pentru că noi de acum încolo știm ce avem de făcut și ce trebuie să muncim. Suntem convinși că vom crește mai mult. Din cauza aceasta mai fac îndată un apel la toți tinerii de vârsta mea, mai mici sau din generația mea, să vină alături de noi, să vină să ne susțină. Nu am închis lista de consilieri locali, nu am închis-o. Sunt persoane care pot oricând să ia locul altora. Noi nu avem fiecare o patimă de a fi pe o anumită poziție, ci persoanele care pot să ajute cu adevărat la proiectele care le avem pentru Făgăraș sunt așteptate alături de noi. Și noi așteptăm să vedem cum va decurge. Mulțumesc pentru prezența în studio. Sunt convinsă că vor fi momente tensionate pentru că bătălia e puternică, scorul, pot să zic așa că e unul pe primele 3 locuri destul de strâns, după cum se arată. Primii 3 candidați sunt echilibrați în sondajele noastre, de lupta de-abia acum începe, să zic așa, și până la urmă populația păgărășenii va alege ceea ce important e. Chiar au omis să spună foarte mulți oameni, undeva peste 60%, 67% au intenții de a veni la vot. Deci e un lucru destul de bun pentru noi, pentru făgărășeni. Asta e bine, cum spuneam, și noi așteptăm o campanie decentă și pentru că și nouă ne-ar fi mult mai ușor. Nu mai vorbesc de oameni care își doresc să vadă corectitudine și vor să vadă și fapte, bineînțeles. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio, vă doresc mult succes. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!